Începând de astăzi, brăzenii și locuitorii din zonele învecinate sunt așteptați la sala de sport Virgil Dudău pentru a admira păsările de rasă expuse. În jur de 300 de păsări sunt expuse, deci putem admira de la rasele grele, însemnând Brahma cu mai multe varietăți de culoare, Cochinchina la fel cu mai multe varietăți, apoi mergem pe rasele mixte, rasele ușoare și bineînțeles până la rasele pitice. Fiecare au șarmul lor, adică unuia îi plac găinile mari, altora le place penajul, altora le plac indicatorii ăștia economici, deci carne, ou, deci sunt rase mixte. Sunt tare mândru că aici la Breaza cetățenii sunt foarte gospodari și pe lângă aceasta au și această pasiune de creșterea găinilor de rasă. Cei mai fericiți și curioși vizitatori au fost astăzi copiii de la grădinițele din Breaza. Ce vezi tu aici? Pe unul. Și îți place pe unul? Da. Eu văd că ai o căciuliță tare frumoasă, albă. Cumva ți-ai pus un iepuraș pe cap? Nu, e o pisicuță. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ceea ce ai văzut? Iepuraș. Ți-ar plăcea să ai și tu acasă iepuraș? Da. Să știi că am văzut porumbei sau ceva animal. Atât. Doar atât ai văzut? Da. Ție asta ți-a plăcut? Și vrei să iei acasă? Da. Da, vreau să iau. Păi și o să ai grijă de ei? Da. O să am grijă. Ce le dai să mănânce? Ce mănâncă ei? Edilul șef al Brezei le-a transmis și un mesaj crescătorilor de păsări de rasă. Aș profita de acest prilej să le transmit tuturor crescătorilor, membrilor Asociației Brezeanca, să aibă un an bun, putere de muncă, un an cu multe împliniri și de asemenea și domnului președinte Ion Burlacu, care se ocupă cu mare pasiune de această asociație și de această expoziție și vreau să-i urez și dânsului la mulți ani, mai ales că mâine este ziua dânsului, de ziua îndrăgostiților, îi transmit la mulți ani și putere de muncă.